Am atins baremul de 9 formații care trebuiau să intre în concurs. Iar în ce privește, zic eu, desfășurarea, a fost în condiții bune, sprijin din primărie, din Consiliul Local, Centrul Județean pentru Păstrarea Tradițiilor este implicat în acest concurs. La urmă se trage linie. Asta nu trag eu, trag domnii din juriu. Cine a fost micuțul de pe scenă? Micuțul este nipotul meu, copilul fetiței mele. Câți ani are? 6 ani. Și de când cântă la vioară? De la patroane. De la patroane. Se mai caută muzica lăutărească? Ați pus o întrebare grea. M-aș bucura să vă pot fi răspuns dintr-o dată, să zic da. Dar pare mi se că turbulențele de după 89, tradiția, muzica noastră din Ardeal și nu numai, a luat-o razna în ce privește apetitul tinerei generații de a asculta sau de a gusta muzică. Sigur, dânsii s-au plecat spre alte genuri de muzică, chiar dacă nu e atât de bună și atât de frumoasă și care nu ne aparține. Ce au zis? S-au deschis granițe? Nu, așa suntem noi. Tot ce e nou, nu e neapărat să fie și bun. Dar eu sper că am văzut că se mișcă. Ceva se mai mișcă de la an la an și la nunți. Că cred că pentru asta m-ați întrebat, pentru tinerele familii care se ghebează, mă cheamă pe lângă acei DJ-i care cântă tot muzicanții noștri, tot muzicienii noștri, că domnii care conduc acele aparate nu cântă. Ei doar sonorizează. Au un profit bănesc și când se gata asta, nu-i mai interesează ce se întâmplă cu muzica noastră, este o altă problemă care și pe dumneavoastră, în primul rând, trebuie să vă doare, iar pe mine am cuțit-o la suflet.